Domnule președinte, subiectul acestor zile, așa cum bine știm, îl reprezintă numărul tot mai mare de persoane infectate cu noul coronavirus. Știu că la Spitalul Județean de Urgență din Călăraș ați achiziționat un aparat PCR. Dați-ne mai multe amănunte despre această achiziție și de ce a fost nevoie de acest lucru. Așa este, nu numai PCR-ul pe care l-am achiziționat. Noi am avut pregătit ca să putem să sprijinim Spitalul COVID de la Oltenița cu 1,5 milioane de ron, Spitalul de la Călăraș cu 6 milioane de ron, Spitalul TBC cu 600.000 de ron. Am intervenit ca să susținem pericolul pe care l-am anticipat că va veni și peste județul Călăraș. Deci aceste sume au fost date în momentul în care s-a instituit starea de urgență și ați fost nevoiți să alocați bani din bugetul Consiliului Județean pentru a sprijini spitalele. Pe teritoriul județului Călăraș am identificat și pe legislația în vigoare Spitalul COVID Suport Oltenița, unde a trebuit să intervenim, să repartizăm municipiului Oltenița 1,5 milioane de ron să poată să se fie pregătit pentru ce va însemna dacă pandemia se va agrava și județul Călăraș va intra într-o situație de urgență gravă. Nu s-a întâmplat acest lucru, dar noi am preventiv, am repartizat acești bani, iar aparatura medicală pentru Spitalul Județean Călăraș, pe care am luat-o, parte din ea urmează să vină din cele 19 ventilatoare, 11 sunt notificați, urmează să fie aduse la Spitalul Județean Călăraș, iar PCR-ul e deja dat în funcțiune, urmează să primim avizul Ministerului Sănătății să putem să testăm oficial pentru DSP cazurile pe care ni le vor încredința să facem acele teste. Astăzi facem teste pentru spital, pentru cei care intră în spital, le facem teste ca să fim siguri că nu avem internări cu bolnavi de COVID. Ca să înțeleg foarte bine, în acest moment se fac testările cu PCR-ul din Spitalul Județean doar pentru urgențele și internările care vin la noi. Așa este, da. Deci nu se fac testări pentru la cerere. Nu, la cerere le vom face în momentul când vom fi avizați de Ministerul Sănătății să ne recunoască pentru avizarea laboratorului de la Călăraș. Dacă tot suntem în zona spitalului, foarte multe forfote la spital, foarte multe lucrări în derulare. Așa este, a fost o promisiune electorală de la preluarea mandatului că mă voi preocupa pentru ce înseamnă modernizarea Spitalului Județean Călăraș. Am început, cum ați văzut, și la intrare am reușit să facem acel spațiu pentru spații comerciale, încă nu am putut să le dăm pentru că suntem în stare de alertă și de urgență să finalizăm acel spațiu, dar venim cu modernizarea etajului 3, cu subsolul, venim cu modernizarea scărilor, tot ce am promis că vom face la preluarea mandatului. Suntem astăzi în plină modernizare a Spitalului Județean Călăraș. Vă aflați în graficul lucrările. Am să revin un pic la COVID. Secția ATI a Spitalului Județean este suficient de mare pentru a face față unui, Da, nu e suficient de mare. Noi suntem pregătiți ca să o extindem, de aceea am cumpărat și acele ventilatoare, luând din mass media internațională, văzând cât de greu e să poți să gestionezi o situație care poate să devină foarte gravă. Și atunci noi ne-am pregătit să putem să extindem secția ATI, să putem să dăm speranță tuturor celor care vor fi infectați, dacă vor fi infectați pe teritoriul județului Călăraș. La spital, vorbim despre medici. Știu că ați creat condiții pentru venirea cadrelor medicale la Spitalul Județean. Ne-am confruntat cu un deficit, nu știu în momentul de față dacă avem deficit de medici, dacă există cereri din partea medicilor să vină să lucreze la Spitalul Județean. Voiam să vă întreb despre locuințe. Știu că aceasta este una dintre facilitățile acordate de Consiliul Județean celor care doresc să vină să profeseze în județul nostru. Da, așa este. Este un deficit de medici la Spitalul Județean Călăraș. Noi am reușit prin programul de finanțare ANL să punem la dispoziție 12 unități locative, am reușit să aprobăm regulamentul prin hotărâre de Consiliul Județean. Urmează, până la finalul lunii august, să repartizăm locuințele de pe strada Independenței, cele 12 unități locative, iar pe Bulevardul Titulescu avem predat amplasamentul și am început construcția celor 40 de apartamente, tot pentru medici specialiști, pentru Spitalul Județean de Urgență Călăraș.
Ne dorim ca să putem să suplinim și să punem la dispoziție medicilor care vor dori să vină la Călăraș să avem aceste locuințe pentru a putea să le aducem siguranța că la Călăraș e un oraș sigur și pot să practice medicina pentru pacienții județului Călăraș. Ați precizat faptul că ați început deja lucrările, asta înseamnă că s-a terminat etapa de digitație, că s-a... Totul a fost încredințat de către Agenția Națională pentru Locuințe, a fost licitația finalizată, am predat amplasamentul și deja s-a început construcția pe Bulevardul Tilvescu pentru cele 40 de unități locative. Conform proiectului, când preconizați că vor fi finalizate? Are 24 de luni. În doi ani de zile să finalizeze. Totdeauna constructorul a reușit să finalizeze mai devreme decât avea termenul de execuție. Dacă tot am ajuns la acest capitol, lucrări, aș vrea să ne spuneți în momentul de față, la nivelul județului, ce proiecte aveți în derulare? La nivelul județului Călăraș avem proiecte de 200 de milioane de euro, 100 de milioane în implementare, 100 de milioane în evaluare. Mai multe faze de evaluare la nivelul de mai multe agenții de finanțare, pe program operațional regional, pe SUIEB și, de ce să nu spunem, aici prezent directorul agenției Trisul Muntenia, care a venit și totdeauna ne-a consiliat și ne-a dus ca informare ce ghiduri se vor deschide cât spre finanțare, iar Consiliul Județean a fost unul din, să spunem, doritorii de a putea prelua, să spunem, să depunem proiecte pentru a putea să fie finanțate pentru perioada, să spunem, pilonul 2014-2020, acum 2020-2027. Cred că suntem unii din beneficiarii care ne dorim să modernizăm județul Călăraș prin fondurile europene. Să revenim un pic la proiectele derulate în acest moment în județul nostru, dar aș vrea să profit totuși de prezența domnului Mușat în cabinetul dumneavoastră. Și aș vrea să vă rog, dacă puteți, să ne spuneți în această perioadă, în perioada imediat următoare, ce posibilități de finanțare există pentru autoritățile locale, autoritățile județene, primarii, conducerea Consiliului Județean, dacă există proiecte pe care le pot accesa în prezent sau în perioada viitoare. Fiindcă s-a adus discuția acest subiect atât de arzător în această perioadă, ce legat de sănătate, vreau să spun că chiar în această perioadă evaluăm proiecte pe componenta de creșterea eficienței energetice, iar Consiliul Județean are chiar în derulare, în aprobare, sperăm noi într-o perioadă cât mai scurtă, în evaluare are un asemenea proiect pentru Spitalul Județean de Urgență, care vine în completarea eforturilor pe care Consiliul le depune pentru a crește calitatea actului medical în județul Călăraș. Deci aceasta ar fi o oportunitate de finanțare. Este deschisă până pe data de 8 august și se pot depune proiecte pe partea de creșterea eficienței energetice la clădiri publice sau rezidențiale, mă refer la locuri. Un alt domeniu care suscită interes și mă bucur mult că sunt într-un cadru care impulsionează dezvoltarea mediului de afaceri, este cunoscut trecutul și prezentul și preocupările din trecut și de prezent ale domnului Iuță vis-a-vis de mediul de afaceri. Deci avem în derulare o componentă importantă pentru mediul de afaceri. Este unul din sectoarele foarte afectate în această perioadă. Și eu cred că orice efort care să îi ajute pe reprezentanții mediului de afaceri de a trece mai ușor această perioadă este binevenit. Am avut până de curând deschisă o componentă pentru întreprinderi mici și mijlocii și micro-întreprinderi de între 200 și 1 milion de euro. Iar în perioada următoare sperăm noi cât mai repede să se lanseze o altă componentă între 1 milion și jumătate și 6 milioane de euro. Deci o componentă mai importantă pentru agenții economici mai mari,
pentru investiții mai mari, chiar și contribuția proprie nu este deloc de neglijat, 30% din minim, din 1,5 milioane înseamnă, eu știu, aproape 450.000 de euro, care nu este puțin, dar eu sper ca mari agenții economici din regiune și evident și din județul Călăraș să acceseze această componentă importantă. Din păcate, cam acestea ar fi deschise în momentul de față cu programul 2014-2020, însă noi deja suntem cu toate privirile, cu toate forțele, inclusiv Consiliul pentru Dezvoltare Regională, și dacă toți suntem aici, aș dori să subliniez că există o diferență de abordare față de trecut a județului Călăraș vis-a-vis de participarea la viața regiunii. Este foarte important în momentul în care intri într-o familie să îți dovedești acolo utilitatea, să-ți dovedești dorința de a participa la proiecte în comun. Iar acest lucru, să știți că îl simțim și noi ca agenție începând cu anul 2016. Până atunci, uneori erau momente în care priveam așa cu oarecare strângere de inimă cum județul în care agenția este poziționat se raportează la relația pe de o parte cu agenția și pe de altă parte cu celelalte județe ale regiunii. Din momentul 2016, vă pot spune că Consiliul Județean este un membru activ în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, nu de puține ori, surprinzându-l în special pe președintele Iuță, în discuții cu alți președinți de județe vis-a-vis de oportunități, de proiecte în colaborare, fiindcă la urma urmei aceasta este esența dezvoltării regionale. Gândirea, elaborarea de proiecte în parteneriat și iată, suntem aici, numai dacă mă gândesc la județul Ialomița și chiar și la județul Giurgiu și celelalte județe ale regiunii, chiar dacă nu sunt adiacente județului Călăraș, cred că este foarte important să propunem proiecte în parteneriat. Fie că vorbim de proiecte legate de infrastructură, fie că vorbim de proiecte legate de dezvoltarea industriei alimentare, este unul din marile mele subiecte favorite, aș putea să spun. De ce nu de problema educației, proiecte în domeniul educației, sănătate, iată, ea este, din păcate, în acest moment, trebuie să vină momente de acest gen de restriște, așa încât societatea să se mobilizeze, să conștientizeze, important, acestui domeniu. Proiecte de natură socială, toate județele din regiunea noastră se confruntă cu importante probleme sociale, în special dacă mă gândesc la populațiile importante de romi. Și eu cred că aici proiecte în comun între județele, regiuni, fie că vorbim de educație, de formare profesională, de ce nu de partea de afaceri pentru, mă refer în special la meseriile lor străvechi, deci de conservare și de popularizare, cred că pot fi astfel de proiecte imaginate și dezvoltate în regiunea Sud-Muntenii. Deci, încheiind această scurtă paranteză, care vă spun că pe noi ne bucură, adică știți, erau momente în care mergeam prin județe așa cu capul puțin plecat. Aveam momente în care eram primiți, tratați, mă rog, recunoscuți vis-a-vis de activitatea noastră mult mai bine în alte județe și aici aveam așa o strângere de inimă, dar acest lucru s-a ameliorat, s-a îndreptat și sperăm ca și din toamna acestui an el să continue. Pregătim programul 2021-2027. E un program operațional regional. Ne dorim și se pare că acest lucru se va întâmpla, se va schimba logica de implementare a acestui program. Practic, el va fi un program al regiunii.
Dacă până acum vorbeam de un program la nivel național, de data aceasta se pare că în sfârșit facem acest pas important al descentralizării, astfel încât fiecare regiune de dezvoltare să aibă propriul program. Bineînțeles că și noi ca agenție de dezvoltare vom avea un rol important în derularea acestui program. Se pare că vom îndeplini calitatea de autoritate de management pentru program. Asta înseamnă că vom fi punctul terminus al deciziei în cadrul acestui program. Însă, așa cum am transmis de fiecare dată la Consiliul de Dezvoltare, nu vreau să fie un program al tehnicienilor. Vreau să fie un program al comunităților, al județelor din regiunea noastră, fiindcă, practic, ei sunt beneficiari. Trecând peste experiența noastră de tehnicieni și așa mai departe, pulsul, legătura cu comunitățile se realizează la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Drept pentru care programul va fi scris în cea mai mare parte sau beneficiind de toate sugestiile care vor veni de la OAT-uri, astfel încât ele să surprindă cât mai bine nevoile din comunitățile noastre. Va fi un program cu sume mult mai mari, depășesc la nivelul regiunii noastre 1 miliard și 500 de milioane de euro, în comparație cu acesta care este undeva aproape de 800-900 de milioane de euro, deci undeva aproape spre dublu. Provocări foarte importante, deci partea de specializare inteligentă, obiectivul 1, cel mai important obiectiv al Comisiei Europene, al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, va avea, să spun așa, partea leului undeva la vreo 600 de milioane, deci aproape 40% din program. Și aici cred că va fi o oportunitate deosebită atât pentru mediul de afaceri, dar și pentru administrația locală, fie în parteneriat cu alte administrații, fie în parteneriat cu mediul de afaceri, să propună proiecte de genul parcuri industriale cu specializare inteligentă, eu știu, tot felul de structuri de afaceri, partea de digitalizare a serviciilor din area de jurisdicție a lor. Deci astfel de proiecte vor putea fi propuse și eu cred că este important să se depună proiecte cât mai mult. Apoi, partea de dezvoltare urbană va avea și ea o componentă importantă, la care se adaugă partea de identificare de noi surse de energie mai prietenoasă și mai prietenoase și mai cu randamente superioare, partea de infrastructură de transport și deja suntem într-o etapă avansată cu identificarea proiectelor care să fie finanțate din această axă, partea de turism și mă refer atât la turismul de recreere, cât și la turismul cultural. Aici aș putea să interviu și eu puțin, domnule director. Cum explicați că în 2004, un proiect Danubius Park a fost semnat contractul de finanțare, dar nu a fost implementat? Care a fost explicația anului 2004, dar nu s-a implementat un proiect de turism pe care administrația de la timpul respectiv a văzut că e o oportunitate pentru județul Călăraș și implementarea unui proiect ca Danubius Park? Într-adevăr, din ce mi-aduc aminte la acel moment, deci acum mai bine de un deceniu și jumătate, exista un mare entuziasm la nivelul județului vis-a-vis de acest proiect. El a fost susținut atât de administrația Arvagic până în 2004, dar cel puțin la nivel declarativ și de cel care a urmat, de președintele Filipescu. Așa, exista la un moment dat, au fost convinși și cei de la compania națională, sau nu știu ce s-a ocupat, fiindcă fonduri europene, din păcate, nu s-a dus la bun sfârșit. Tot așa au avut probleme legate de proprietate, dacă mi-aduc eu aminte. În orice caz, au fost câteva declarații, câteva vizite ale
reprezentanților guvernamentali de la acea vreme și proiectul intrase pe un făgaș de finanțare. Din păcate, acest lucru nu s-a finalizat. Eu cred că ar fi fost de bun augur pentru județul Călăraș, pentru municipiul Călăraș, pentru partea aceasta. Știți, toată lumea spune că avem potențial turistic, dar nu-l concretizăm. Exact ca la fotbal. Ajungi până la 16 metri, dar nu bagi mingea în poartă, ceva de genul ăsta. Dar atenție, din ceea ce am văzut că se întâmplă și aici și în alte locuri, e nevoie de multă sinergie pentru a realiza astfel de proiecte. Adică de lucru în echipă. Fie că vorbim de administrația județeană, fie că vorbim de administrația municipiului Călăraș, e nevoie de lucru în echipă, fiindcă numai așa se pot crea proiectele mari, proiectele importante. Ați spus de municipiu, mobilitate urbană. Știu că acest proiect, la toate întâlnirile Consiliului de Dezvoltare Regional, a spomenit de municipiile de ședință de județ, unde Călărașul avea repartizat printr-o negociere la nivelul conducerii. Mi-aduc aminte că în 2016 era deja repartizat pentru Călăraș 24 de milioane de euro. Așa este. Da? Și la momentul ăsta a reușit Călărașul să absorbă acei bani municipalitatea Călăraș pentru ce a însemnat mai multe zone de finanțare pe mobilitate urbană. Sunt două aspecte, după părerea mea. Unul vis-a-vis de depunerea de proiecte și de semnarea contractelor de finanțare și aici pot spune că municipiul Călăraș și-a asemnat toate contractele pe care și le-a propus. Dar mai este un aspect foarte important. Evident că el nu este numai, nu se identifică numai la nivelul municipiului Călăraș. Încetinearea cu care se derulează procedurile de achiziții și proiectul în sine. Noi sperăm că, de exemplu, anul trecut nu am avut cheltuieli semnificative de la orașe de la Axa 4, implicit nici de la municipiul Călăraș. Dar sperăm că din discuțiile pe care le avem cu toți responsabilii din municipiile reședință de județ, sperăm că anul acesta să finalizeze odată achizițiile și proiectele să apară, să producă efecte, fiindcă ele sunt așteptate. Nu mai spun de pericolul care poate paște aceste proiecte, având în vedere că ne apropiem de anul 2023, anul limită în care se pot face lucrări în cadrul proiectelor, și Doamne ferește de posibile rezilieri de contracte de lucrări, de neatribuiri de lucrări, de, eu știu, schimbări de soluții tehnice care pot întârzia alarmant, aș putea să spun, derularea acestor proiecte. Noi sperăm că vom vedea cât de curând proiectele finalizate. Și fiindcă am vorbit de ținta pe care regiunea noastră o are de absorbit, aș putea să spun că există o problemă aproape generalizată la nivelul administrației locale vis-a-vis de rapiditatea cu care se derulează procedurile de achiziții. De exemplu, anul trecut, anul 2019, am reușit să ne facem ținta de absorpție aproape undeva la 70-75% numai din proiectele private, doar puține din unitățile administrativ-teritoriale care derulează proiecte mari, reușim să facă achizițiile în termen și să vină, să contribuie la această țintă a regiunii. Din regiune, proiectele de drumuri sunt proiectele cele mai mari, proiectele cu sumele cele mai mari. Vreau să spun că n-am avut decât două județe care și-au finalizat și, achizițiile și care au făcut lucrări în acest domeniu. Este vorba de Ialomița și de județul Călăraș. Sunt singurele care au contribuit cu bani la ținta de absorpție pe proiectele aceste mari. În ceea ce privește cauza
cauzele care duc la astfel de întârzieri. Eu cred că cea mai importantă este calitatea caietului de sarcini pe care faci și a proiectului tehnic, care este parte a caietului de sarcini. Dacă ai un caiet de sarcini foarte clar, un proiect tehnic foarte bine făcut, nu din birou, nu reluat și doar schimba câteva date, așa, și să nu existe tentația de a introduce, eu știu, diferite clauze. Știți, uneori vrei să te asiguri că vor putea participa numai firme cu importante, să spun așa, și atunci încerci să faci tot felul de criterii care vor putea fi contestate la Consiliul Național de CNSC-ul acesta de soluționare a contestațiilor, la ANAP există să acesta. Fie sita cât mai desă pentru a cerne societățile care participă? Da, există tentația aceasta, nu neapărat pe un anume, dar să vrei să le rupi aripile celor slabi. Să reduci numărul participanților. Exact, exact. Și de aici pot apărea astfel de, bineînțeles, și legislația care permite agenților economici să conteste achizițiile este destul de importantă și permisivă, să zic așa. Am înțeles. Dacă ar fi să ne uităm să facem o trecere în revistă ce înseamnă cei 4 ani de mandat de la preluare, noi să eram doritori de depunere de proiecte. Mă rog că nu s-a supracontractat. Călărașul mai avea încă 2 proiecte de drumuri județene importante. N-am picat în zona norocoasă. Dar sperăm că deschiderea sesiunii 2021-2027 pe programul operațional regional Călărașul să-și introducă toate proiectele de infrastructură pe care le are, mulțumită informării pe care le-ați făcut-o, urmează să vedem ghidul în dezbatere și să vedem să ne adaptăm și noi să fim unii din beneficiarii viitor la tot ce înseamnă fonduri europene pentru județul Călăraș. Spitalul a spus, mai avem un proiect în spital, modernizarea ambulatorului, 1,5 milioane de euro, pe care suntem un proiect în derulare cu dumneavoastră, cu agenția TESUC Muntenia, anveloparea instituțiilor publice. Suntem aici cu un proiect de, destul de mare, dacă mi-aduc aminte bine, de 9,8 milioane ca și valoare. Cred că asta înseamnă o modernizare a instituțiile din subordinea Consiliului Județean care vor fi modernizate cu banii europeni viitori. Într-adevăr, aș putea să spun că sunt puține domeniile pe actualul program în care poate Călăraș, județul Călăraș ar fi putut depune proiecte și nu s-au depus. A fost axa de transport în care era componenta de suiert. Deci strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, unde județul a depus un proiect, din păcate, nu știm în ce condiții, el nu s-a derulat prin agenție, la nivel național, nu știu cum. Proiectul este trecut, este în rezervă, nu s-au identificat surse de finanțare. Nu știm, să vedem. Noi vom încerca, depunem diligențe la nivelul regiunii, întrebăm mereu dacă va putea fi contractat pe actuala perioadă, 2014-2020. Dacă nu, și județul Călăraș își va exprima în continuare dorința de a finanța acest proiect, eu cred că va avea șanse mari pe următorul 2021-2027. Având în vedere că el a trecut de niște etape de verificare de genul, că se înscrie în master planul național. La nivelul regiunii este acceptat ca proiect important. Deci dacă există această dorință de a continua, eu cred că proiectul va avea șanse mari în perioada următoare. Apropo de spital, 2021-2027 va propune în această arhitectura programelor, un program special de sănătate. Va fi programul național de sănătate, deci un program distinct, în care se vor finanța spitalele județene, printre altele. Deci acolo va fi cu tot ce presupune acesta. Știți că până acum am avut ba doar partea de urgență, ba doar partea de
dispensar de ambulatori. Ba partea de eficiență energetică. Nu, acest program va putea finanța, în acest program se vor putea finanța programe, inclusiv construirea de spitale noi. Mă refer la, pe lângă cele trei ultra dezbătute proiectele de spitale regionale, deci se vor putea finanța spitale în integralitate. Programul va fi gestionat la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, ca autoritate de management. Ministerul Sănătății va avea o importantă contribuție tehnică, să spun așa, iar ca implementare este posibil ca organisme intermediare pentru pentru acest program să fie desemnate agențiile de dezvoltare regională. Și atunci vom avea o legătură și o bună oportunitate de a finanța un spital în integralitate, dacă aș putea să spun. Monumentele istorice. Viziunea dumneavoastră, în 2016, sesiunea pe care am găsit-o deschisă, Călărașul n-a putut, Consiliul Județean Călăraș n-a putut să depună proiecte. Cel mai important proiect al județului Călăraș e Prefectura Palatul Administrativ. Neavând protocolul de prelungire care îi dădea dreptul Consiliului Județean să depună proiecte, am fost în defazat și n-am putut să depunem la termenul pe care sesiunea era deschisă. Viziunea dumneavoastră, 2021 va permite din nou, să spunem, lansarea de proiecte pe monumente istorice în regiunea 3 Sud-Muntenia? Evident că da, și vă spun că ne-am zbătut oarecum, fiindcă acestea erau trecute oarecum în linia a doua de Ministerul Fondurilor Europene. Pentru noi, turismul cultural este foarte important. Atenție, deci aceste obiective vor fi finanțate numai prin prisma introducerilor în circuitul turistic. Deci ele, ca obiective de patrimoniu de sine stătătoare și atât, nu vor fi finanțate. Asta înseamnă că aici, pentru Palat, care eu consider cea mai reprezentativă clădire din tot județul și chiar am văzut zile, săptămâne trecute, câteva imagini din trecut, te doare sufletul să vezi cum era parcul acesta, cum era clădirea de întreținută, să vezi în acest fel. Însă eu cred că dacă ea va fi, eu știu, în administrarea Consiliului Județean, veți găsi acele destinații așa încât această clădire să poată obține finanțare. Totul este ca ea să fie introdusă în circuitul turistic. Deci asta este o condiție importantă. Am prevăzut, noi avem o secție a muzeului care o vom muta pentru a putea turiștii să poată să viziteze ce înseamnă Palatul Administrativ și ce înseamnă, să spunem, acest monument istoric al județului Călăraș, fantastic, reprezentativ. Plus parcul aici, să pot organiza tot felul de acțiuni. Chiar și partea de alimentație publică poate fi dezvoltată. Seri cu jocuri de lumini, clădiri, deci orice se poate face. Și eu cred că ar fi de bun augur pentru tinerii din Călăraș, care, din păcate, astăzi nu prea au variante de petrecerea timpului liber. Aș putea să spun chiar că mi se rupe sufletul, dacă nu este prea mult, prea patetic spus, când îi văd cum stau atârnați pe bănci pe aici, în fața palatului, în loc ca ei să poată beneficia, deci la un pas de să-și întoarcă fața și acolo să găsească un obiectiv atractiv, unul dintre obiectivele atractive care să le permită petrecerea timpului liber într-un mod și educativ, aș putea să spun, dar și plăcut. Da, e o moștenire grea, o moștenire grea lăsată de administrație trecută, Drăgulin Filipescu, cei care au dus, să spunem, într-o zonă de nepăsare ceea ce se întâmplă astăzi, le aducem la zi, încercăm să le consolidăm și, de ce să nu spun, împreună să le finalizăm și să le redăm cetățenilor municipiului și județului Călăraș aceste obiective importante ale județului Călăraș.
chiar dacă nu ați reușit să accesați fonduri pentru Palatul Prefecturii, știu că veți începe lucrările acolo. Da, așa este. Pe fondurile Consiliului Județean, în bugetul Consiliului Județean, noi deja avem licitația finalizată și vom demara lucrările. Cred că în decurs de o lună de zile vom preda și amplasamentul și vom semna și contractul de prestație de servicii pentru construcția Palatului Administrativ. Pentru reabilitare, modernizare, exact. Reabilitare și modernizare, finalizarea centrul sociocultural pentru ce înseamnă secție de muzeu, secție de bibliotecă. Noi încercăm cu subordonatele să le putem da anumite spații ca să poată fi vizitate de către cei care doresc să viziteze Palatul Administrativ și să putem să dăm și o zonă de vizită în care să permită turismul în zona Călărașului prin acest minunat monument istoric Palatul Administrativ. Domnul Mușat a făcut o scurtă trecere în revistă a proiectelor ce pot fi accesate în momentul de față, a proiectelor viitoare. Cu siguranță persoanele interesate să acceseze aceste proiecte pot primi mai multe informații de la reprezentanții instituției dumneavoastră. A adus în discuție proiectele derulate pe drumurile județene. Doar Ialomița și Călăraș, din câte am înțeles. În momentul de față, ce proiecte aveți în derulare sau ce lucrări aveți pe drumurile județene? Pe drumurile județene, pe programul operațional regional, exact cum a spus domnul director Mușar, pe directorul agenției, noi și Ialomița suntem conectați într-un drum județean 402. Deci un drum județean 402 pleacă de la Curcani, trece prin Luica, Nana, Fundulea, Tămădău, Gostilele, Belciugatele și se duce în Dobroiești legătura cu Ialomița. De acolo, Ialomița și am văzut, a rămas surprins, deja a finalizat drumul, deci există la granița județului Călăraș cu finalizarea acelui drum. Noi suntem puțin mai interziați datorită și structurii acestui drum, pentru că trece pe câteva diguri și peste câteva coloane de la Compet, unde a trebuit să facem licitații separate și ne-a întârziat foarte mult licitația. Că în întâlnirile pe care le aveam cu Consiliul Director Regional, invita domnul director să continuăm să fim mai rapid, să putem să depunem, că suntem în întârziere cu proiectele pe care nu numai Consiliul Județean, ci celelalte Consiliul Județene sunt în întârziere. Dar noi am reușit să depășim aceste momente și să finalizăm toate documentațiile, ce au însemnat documentații speciale, conducte speciale, digni speciale, care să putem să licităm separat acele lucrări de realizat. Le-am finalizat și astăzi suntem cu drumul, cred că undeva la 60% finalizat, drum de o importanță majoră pentru județul Călăraș, leagă Dunărea de județul Ialomița. Mai avem alte probleme. Dacă îmi permiteți, și Ialomița e legată de Prahova. Deci este un culoar. Culoar important, aproape 200 de kilometri are proiectul ăsta. Ceea ce înseamnă că în regiune se fac proiecte în parteneria, sinergie. Și putem să continuăm cu proiectul depus pe Suier 306, care suntem în evaluare. Putem să spunem de proiectul 201B, care am făcut licitația și e depus în rezerva programului operațional regional la ADR 300 Muntenia. Supracontractarea ne-a permis să putem să semnăm și acest contract. Dar continuăm lucrările pe Programul Național de Dezvoltare Locală, 403 Mănăstirea Șoldanu. Avem 411 Chirnogi Crivăț, legătura cu Giurgiu. Mai avem drum început și chiar ieri am fost la verificarea lucrărilor 211. E vorba de Ștefan Vod, Măroseți, Ferișorul, Dichiseni, drumul care urmează să-l finalizăm pe programul de dezvoltare locală. Avem în continuare, pot să spun, pe programul de reparații și de modernizare a drumurilor județene prin programul drumurilor județene, societatea pe care e în subordinea noastră, reușește anual peste 35 de kilometri de reabilitare din drumuri de pământ în drumuri cu covor asfaltic. Sunt lucruri care se realizează an de an și noi suntem aici să putem să modernizăm infrastructura județului Călăraș. Putem spune că aveți deja un mandat la conducerea Consiliului Județean. Este până septembrie se va încheia mandatul.
aveți experiență în această funcție. Voiam să vă întreb, din punctul dumneavoastră de vedere, cât de mult se poate dezvolta județul Călăraș din fonduri proprii, din bugetul propriu al Consiliului Județean sau din fonduri accesate pe diferite proiecte? Orice județ nu are suficiente fonduri să se dezvolte pe toate axele și pe toate palierele pe care fiecare județ le are. Dar putem să împărțim câteva lucruri. Dacă ne uităm în strategia de dezvoltare regională, PADR 300 Muntenia, vedem ce proiecte se vor finanța pe viitor. Acele proiecte le vom duce, le vom face ca priorități, să le depunem și să fim și noi în competiție cu celelalte județe, să câștigăm anumite zone. Că e infrastructură, că e spital, că e modernizarea spitalelor sau că modernizarea bibliotecii, modernizarea monumentelor istorice. Acele proiecte le vom duce către zona europeană. Dar mai sunt și alte proiecte care nu le putem duce către zona europeană. Și atunci trebuie să ne gândim, de ce să nu facem niște împrumuturi? Consiliul Județean Călăraș nu este împrumutat la momentul ăsta peste gradul care să nu-i permită. Ne împrumutăm și le vom finanța în continuare. Prefectura, dacă nu vom găsi posibilitatea să o putem să o transferăm pe un proiect de monumente istorice, atunci vom face un împrumut și o vom finanța din bugetul viitor al Consiliului Județean. Și aici trebuie să ne referim la oportunitatea și la modalitățile care sunt în piața și trebuie să le folosim pe toate ca schimbarea Călărașului să fie evidentă, să fie și ea pusă la loc de cinste în regiunea 300 Muntenia. Cu mare mâhnire mă duc în vizită la celelalte județe când avem ședințele regionale și văd alte județe mult mai sus decât județul Călăraș. E o mare supărare pe care eu cred că trebuie pe viitor, împreună cu administrațiile județului, să schimbăm acest județ, să-i dăm o altă reprezentativitate și o altă conectivitate la tot ce înseamnă regiunea 300 Muntenia. Este o perioadă foarte încărcată din punct de vedere profesional, din punct de vedere administrativ, din punct de vedere politic, se apropie alegerile. Este o situație foarte tulbure, au existat voci care spun că nu vor fi alegerile în septembrie, unii spun că vor fi. E o nebuloasă totuși, o perioadă foarte încărcată. Voiam să vă întreb, cum reușiți să îmbinați viața personală, administrație, politic? Știu că nu v-ați lăsat familia singură în conducerea afacerilor și că îi susțineți cu experiența dumneavoastră. Cum reușiți? Cum e o zi din viața dumneavoastră? Cum reușiți dumneavoastră să faceți? Așa este. Eu v-aș invita într-o zi să vedeți o zi din viața președintelui Consiliului Județean. Luăm promisiunea asta. Da, vă promit că vă invit să vedeți ce înseamnă o zi din viața președintelui Consiliului Județean. Sunt prezent dimineața la Consiliul Județean, rezolv problemele de decizie pe care Consiliul Județean are nevoie în ziua respectivă, iar după aceea mă duc către firmă și către tot ce înseamnă responsabilități economice în care familia mea se implică în continuare și a preluat deciziile și fata și băiatul și soția și duc mai departe, să spunem, afacerea pe care am clădit-o în urmă cu 25 de ani și astăzi ea deja e un reper pentru ce înseamnă afacerea agricolă în județul Călăraș. Aici trebuie să și remarc că am câțiva oameni minunați lângă mine, domnul Iancu Alexandru, asociatul meu, care reușește să țină cel mai greu sector pe care România astăzi îl gestionează, sectorul de animale, sectorul zootehnic din România, e cel mai important pilon pe care eu pot să spun că l-am și viața mi l-a dăruit să pot să reușesc în aceste afaceri pe care le am în agricultură. Abia aștept să ne întâlnim, să vedem exact cum se derulează o zi din viața dumneavoastră și tot atunci probabil vom afla și ca om de afaceri ce se întâmplă la nivelul oamenilor de afaceri. Este, în primul rând, ne-am confruntat cu seceta, ne-am confruntat cu această criză creată de coronavirus, parcă au venit toate deodată. Și inundații în vestul țării, suntem totuși astăzi predispuși la multe calamități pe care ni le-a dat, să spunem, anul 2020. Neplăcut, o secetă nu s-a mai întâlnit în agricultura românească, eu de 30 de ani de când fac agricultură, n-am întâlnit o secetă de dimensiunea care am avut-o în anul 2020. Pandemia care a închis foarte multe afaceri și a izolat
Și astăzi suntem deficitari în tot ce înseamnă preparația utilajelor agricole, pentru că tot ce înseamnă dealerii care se preocupă să ne aducă piesele de schimb sunt totuși destul de într-o mare întârziere, pentru că nu mai sunt livrările cum erau odată, în 24 de ore făceai comandă și îți veneau piesele pentru reparații. Toate afacerile, indiferent de natura lor, sunt afectate nu numai în județul Călăraș, și în toată România. COVID-ul a lovit toate afacerile românești. Vă mulțumesc!